Este calvarul pe care îl trăiește de aproape 30 de ani familia Flora din Breaza. După ce în anul 2007 oamenii au mai văzut cum toată agoniseala lor de o viață este scoasă în stradă, acum trec prin același coșmar. Doamna Aneta pune totul pe seamna cumnatei ei, sora soțului, Viorica Lungu, cea care ar fi vândut moștenirea familiei către o terță persoană în urma unui eventual fals în declarații comis chiar de Viorica Lungu și de mama acesteia. De altfel, același lucru a fost consemnat și de procurorul de la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina, cel care a instrumentat în 2007 cauza. În cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare prin care Florea Constantin, soțul doamnei Aneta, a dobândit proprietatea imobilului, s-a menționat: casa ce vindem am construit-o eu, Florea Alexandrina, împreună cu soțul meu, Florea Constantin, în timpul căsătoriei și moștenire de la acesta conform certificatului de moștenitor. Contrar acestei declarații, în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare dintre Florea Alexandrina și Viorica Lungu s-a menționat că imobilul, terenul și locuința este proprietatea mea, vânzătoarea prin înzestrare cu ocazia căsătoriei de peste 50 de ani de la mama mea, Onisca Reveica, și eu, cumpărătoarea, declar că am cunoștință că imobilul a fost dobândit de vânzătoare, așa cum s-a menționat mai sus. În acest fel se poate observa că, deși au fost părți în ambele contracte de vânzare-cumpărare, Florea Alexandrina și Lungu Viorica au declarat în cel de-al doilea contract o altă situație juridică a locuinței, deși era vorba despre același imobil. Momentan, spune familia, Viorica Lungu nu este de găsit. De ce nu găsește poliția? De ce se pitește? E vinovată, de-aia se pitește. Acum, noul proprietar, cel care a cumpărat casa de la Viorica Lungu, nu vrea să discute și spune că acest caz este deja consumat. Au fost 30 de ani de procese, sunt hotărâși judecători și n-am ce să vă spun nimic. Vă uitați la judecătorie, scoate sentințe, vă uitați pe ele. Din punctul meu de vedere, sunt alte probleme mai importante. Aveți vă idee de ce urma să se întâmple? Văzând ceea ce se întâmplă cu agoniseala ei, doamnei Aneta i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția unei ambulanțe. Orice moment din acesta de tensiune psihică, să zic așa, poate crește tensiunea, care poate duce la alte probleme de agravare. Eu știu, un accident vascular. Mai grav este că fratele Vioricăi Lungu, soțul doamnei Aneta, este și el foarte bolnav, iar o astfel de supărare i-ar putea fi oricând fatală pentru a-l feri de ceea ce se întâmplă acasă la el. Acolo unde a muncit o viață întreagă, familia l-a ținut departe de supărări. Medicamentele și alimentele și-a luat soțul. Eu sunt cordaș, am proteză la picior, la sol, și medicamentele și-a luat soțul și alimentele. Și acum le trimiteți lui? Așa îi le trimit lui. Că nu știu de seara ce mă fac cu el. Nu știu, pe plinește vreun vas la cap. Îi plinește de vreun vas la cap. Mi-e frică. Ne supunem legii. Și ulterior vom fi reintroduși în spațiu, datorită faptului că părinții mei dețin un titlu de proprietate perfect valabil. Dan este băiatul doamnei Aneta. Tot din cauza supărărilor, în 2007, la prima evacuare, și-a pierdut cumpătul și a atacat-o pe mătușa lui. Din acest motiv, 3 ani și 4 luni și-a petrecut în spatele gratiilor, chiar dacă actul medico-legal, spune familia, ar fi demonstrat că nu i-ar fi pus viața în pericol femeii. Nu s-a mai stăpânit și eu nu, pe mine m-a ținut tot așa legat aici și el a lovit-o cu un cric în cap. Victimă colaterală este acum și Denisa, fetița Lorenei, viitoarea soția lui Dan, care locuiește în aceeași casă. La 10 ani copila s-a întors de la școală și a înțeles că nu va mai avea unde să doarmă nopțile. Nu i-a sperat să nu vadă așa ceva, dar e inevitabil. N-a avut unde să mai intre, n-a avut, nu și-a mai găsit locul. Acum să vedem cum găsim printre lucrurile ei să o trimitem undeva să fie cât de cât în siguranță și să poată să meargă mai departe la școală. Nu știm unde o să dormim din seara, asta ar fi problema. Dar omite unde o să-și facă lecții și nu știu. Oamenii speră acum ca justiția să le dea câștig de cauză, după 30 de ani în care au plătit scump pentru un act care are la bază posibile declarații false. Între timp, membrii familiei Florea și-au cărat lucrurile din casă, în curte, și și-au petrecut noaptea sub cerul liber.
Speră ca primăria să le acorde un acoperiș provizoriu deasupra capului. Vreau cu spitul ăla!